criteriile după care introduc un porumbel la matcă sunt sunt cam cum să spun eu, cam grele așa. Adică un porumbel trebuie să reziste mult la mine ca să fie introdus la matcă. Trebuie să aibă cel puțin 3-4 ani de zboruri, numai maratoane și să mai facă și ceva, nu să vină acasă și... Cam astea sunt standardele mele, nu sunt... Dacă îl văd că pur și simplu este un porumbel mediocru, vine acasă și atât, nu intră în plăcerile mele și nu... Un porumbel bun care trebuie să facă treabă, indiferent. Mai am spus, măcar pe club, măcar pe... stradă, măcar pe ce, să câștige ceva, să, hai că n-a câștigat la un an, că a fost mic sau că nu știu ce, la 2, poate nici la 2 sau la 3, eu știu, trebuie să ai și un pic de răbdare, că porumbei de maraton nu e, trebuie să ai un pic de răbdare, adică să le dai și șansă să-i joci, să-i observi, să-i vezi cum vin, că degeaba încercăm noi să facem porumbei dacă n-avem răbdare cu ei, domnule, n-a venit, gata, ai rugat, nu e așa, nu. Da, trebuie de bată, am un porumbel care anul ăsta cu chiu cuva intră și el la matcă. Mulți mi-au spus să-l bag în 2021, că a fost și în 2021 campion al Bucureștiului la azi maraton. Eu nu l-am băgat, am zis că trebuie să facă și palmares. Din păcate a avut și un pic de ghinion anul trecut, dar anul ăsta le-am spus că n-a încheiat socotelele cu viața asta și mare de demonstrat. Și le-a demonstrat anul ăsta. Deci, 11 maratoane din 12 posibile. Acum poate să intre la matcă. Și campion de două ori al București. Și acum și provincial. Acum liniștit intră la matcă. Am pe frate-sul care m-a supărat anul ăsta, e de seamă cu el, sunt frați buni și de mamă și de tată. Sorul s-a m-a supărat că s-a și pierdut. Aia avea 8 maratoane clasate de 9. 5 pe Ucraina, 3 pe Polonia. Așa. Și frate-sul anul ăsta n-a vrut deloc. Și i-am promis că la anul... trebuie să scoată capul și după aia intră și la matcă după frate-sul. Până atunci rămâne e pedepsit. Că n-am ce să fac. Trebuie să-și încheie cariera așa cum trebuie. Și zburate, bărzai, 1368. Adică porumbei care n-am. Am avut o poveste foarte... Eu cum nu sunt sănătos, m-am supărat că au venit 2 porumbei de la Bârzai sau 3, nu știu, ceva de genul ăsta pe București. Și m-am supărat și am desigit la seară. Și a doua zi dimineață am venit în volieră la ora 8, când am venit să le dau mâncare și nu știu ce, aveam 2 din 3. Aveam și echipa și nu știu ce. Și atunci ceasul stă o săptămână în priză, nu-l mai scoate nimeni de acolo. Nimeni, niciodată. Mai facem și greșeli, trebuie să învățăm și din greșeli. Că dacă nu învățăm, vorba aceea, eu am o chestie. Că și de la unul mai slab pregătit sau nu dăm, și de la ăla ai ce să înveți, ce să nu faci. Deci de la orice. Și de la unul care știe și de la unul care nu știe poți să înveți ceva. Și să ții ce e bine pentru tine. Așa e. Da. Și tinerii merg cu ei la luptă, nu dau cu nimic înapoi. La matcă merg și pe încrucișări, merg și pe consanguinizări. Fac cum, nu știu, depinde de situație. Vreau să... Am văzut că am avut și rezultate bune și... la consanguinizări, am avut și în încrucișări, am fost mulțumit și de aia și de aia. Multă răbdare nu prea am eu cu porumbei la matcă. Adică dacă în 2 ani de zile, dau un exemplu mascul, l-am făcut cu 2 sau 3 femele și nu am mișcat nimic, următorul e pe listă. Și trebuie să se elimin pentru că tot am mai adus și eu și nu stau să dorm. Mereu sunt și eu cu un pas acolo, dacă o fi bine, nu o fi bine. Și trebuie să scoatem, trebuie să scoatem. Eu am, acum merg pe principiu foarte mult din zburător, toamna îi împerechez între ei. Dacă sunt neamuri sau frați sau, mă rog, chiar indiferent ce, dând porumbei zburați, introduc în matcă și încep să scot din ce n-am mișcat. Și ușor, ușor vreau să-mi formez o familie de porumbei. Deja am găsit o familie de porumbei bună. Sper să meargă și de aici încolo și să fie bine. Dar, v-am spus, am avut și porumbel foarte bun în pedigree. Era ceva extraordinar, dar n-a rezistat la mine, că nu. Adică îl împrechezi cu 3-4 femele și scoți 20 de pui și te uiți lung. La ce să-l țin? Sau am avut femele care n-am băgat-o în seamă, drept dovadă,
sau mascul 2-3 ani și după aia m-am hotărât și eu să scot și mi-a dat campion. Fiecare. Când ai mulți, de asta am spus că vreau să renunț, pentru că nu poți. N-ai unde, n-am nici spațiu să țin mai mult de 50-60 de pui și trebuie să renunți la unii, să nu scoți din ei, scoți din ceilalți, nu-i testezi pe toți și când te trezești peste 2-3 ani că nu știu ce vrei să scoți, vezi că îți dă campion și zice, uite, m-am scos din aia și n-am scos din aia. Porumbei, trebuie să descoperi părerea mea cât mai repede. Și asta, de asta spun că dacă ai un numeric mic de porumbei la mat, e mult mai bine. Îi vezi altfel. Vezi că nu merge, la oală, gata, nu mai stăm la discuții. Bagi din ce ți-a venit de acolo, îi faci între ei, bagi un pui acolo, mai cumperi unul, mai nu știu ce. Și ușor, ușor, trebuie să ajungi undeva. Dar așa dacă stăm și nu scoatem nimic din ei și nu facem, cum vrei să-l afli? Nu mai cum. Și răbdare, v-am spus, foarte puțină, nu prea am răbdare multă. Dacă am scos 2 ani din el și nu am mișcat nimic, plecat tot neam. Bine, pleacă el pe cursă, singur, să duce drum. Și de obicei le cam dau drum. Oh, eu scot frumos și dacă să reliberă, și ieri am eliberat un. Am dat la un prieten și a zis, domnule, că nu, zic 100 de euro, s-a mai dus 100 de euro, păi ce să faci? Asta e, mai pierde. Ce să faci? Nu toți sunt buni. Da, cam asta e. Din punct de vedere al volierei, am încercat să fac și eu, că am avut ceva improvizat așa până în 2009. În 2009 m-am ocupat puțin și am făcut voliera. Mulți, mă rog, sunt cu aerisiri, cu nebunel, cu... Eu am citit niște documentare, am văzut niște filmulețe cu Etienne DeVos. La Etienne DeVos foarte puțin porumbei în compartiment și nici un pic de nimic. A stupat tot, să nu intre umezeală, să nu aibă curent, să nu aibă absolut nimic. Prefera să fie uscat și să fie praf decât să aibă, mulți zic că tiraj, că se face tiraj, că nu știu ce, că aerisir. Eu, după cum se vede, n-am nicio aerisire nici pe spate, nici pe față, decât plasele de aici din față, pe care le închid și pe astea iarna și la mine în voliere să fie uscat. Chiar dacă e praf, nu mă deranjează. Mai deschid câteodată când văd că e prea mult praf. Oamenii mă interesează când intru în voliere să văd așa. Nu umezeală. Umezeala este foarte dăunătoare. Prefer praful, că de la praf poți să-l mai faci bine, dacă i-ar face ceva rău. Dar nu cred. Nu cred. Dar la umezeală deja e altă treabă. O volieră, da, fiecare acum poate să-și facă un compartiment normal de 2x2, mai multe, cât vrea să țină fiecare, nu neapărat, asta e, după posibilități, că mai sunt și care nu prea au posibilități să-și facă ceva modest, nu neapărat voliera, nu voliera face minuni, porumbelul și crescătorul, după mine, voliera să aibă, să se simte el în siguranță, să n-aibă, eu știu, pisici, șoareci, câini, de toate. Să fie porumbelul să se simtă în siguranță. Adică când a venit acasă, să te-a liniștit că nu se mai întâmplă nimic. Că săracii, până câte trec și ei de la atâția kilometri, drept dovadă, anul trecut, cel mai bun porumbel al meu mi-a venit rănit, mi-a întârziat și cu lacrimi în ochi i-am spus că îl bag iarăși. Deci întârziase 5 zile și l-am pregătit și i-am spus că trebuie să vii de față. N-a venit de față, drept dovadă a venit a doua zi. Eram supărat pe el, am vrut să-i dau și un șut în fund, dar l-am lăsat în pace. A clasat și când l-am urmărit, nu mai avea nicio putitoare, aripa înghierată de uliu și zic, uite, am dat vina săracul că nu știu ce. Dar se întâmplă și accidente. Sunt ai noștri când sunt în volieră, sunt ai cerului când sunt pe curs. Noi trebuie să ne facem datoria și care e cel mai bun, la fel ca în junglă, trebuie să reziste. Cel mai bun să-și... Să spună cuvântul. Dar ca și volieră, v-am spus, fiecare poate să-și facă orice lucru, orice. Eu, acum că m-ați întrebat de volieră, în 2010 sau 11, nu mai știu exact, am dat unui copil, a venit cineva pe la mine și spune, domnule, dă-mi și mie, că uite, mă apuc și eu de porumbei, să vor și eu porumbei.
Și zic, bine, mă, zic, uite, îți dau un porumbel, dar zic, băiatul ăsta care a venit cu tine, zic, are el un porumbel care mi-a plăcut mie. Zic, tu iei și fă-i perechea așa. Îi faci perechea așa și zbori așa. Bun, copil s-a dus acasă, porumbei în par. Deci nu, ca vorbind de volier, da? Porumbei în par. Bun, îi ținea într-un par acolo. Se aducea, lua câte un kil de mâncare de la călugări, toate bune și frumoase. El i-a făcut altfel pereche. Deci nu a vrut să-i fac așa cum mi-am spus eu. Dumnezeu n-a dormit. Porumbeii, cum mi-am spus eu, s-au despărțit, s-au desperecheat și s-au luat așa. Și a spus două femele și încă o tardivă. Tardiva a pierdut-o sau nu știu ce. Femeia, între timp, el o ținea cioantă, că n-avea unde să o țină, tăia aripa, că n-avea unde să o țină într-o magazie acolo. Și puii i-a mutat sus acolo în parc. Și drept dovadă, la zborurile cu puii n-au făcut nimic. Una s-a pierdut, a venit în primăvară. Și cealaltă a ieșit locul 1, un maraton tineret pe București. Porumbei în parc. Deci, care e voliera și care? Pe mine m-a bătut, dar m-a stins. Deci nu că am luat bătaie, dar îmi venea să dau foc și la volieră și la tot. Eu i-am dat, eu i-am spus, Dumnezeu a vrut. Care era voliera lui? Paru? Nu, e vorba de porumbel. Dar a fost ambițios, venea la mine cu sticluța, îi pregăteam tot ce trebuia, se ducea, cumpărea mâncare, îi ținea cât de cât sănătoși și porumbelul și-a spus valoare. Cam asta e cu voliere multe și mari. Cine are de făcut comerț? Noi nu facem comerț cu porumbei, noi vrem să-i zburăm. Vreau să vă prezint câțiva porumbei din voliera mea care anul ăsta au făcut rezultate bune la maraton extrem. Am aici pe 23.00.70.2019. În anul 2021 a fost campion al Bucureștiului, locul 2 AS Maraton, maturi. Iar anul acesta este locul 1 Maraton Extrem Maturi pe București, locul 1 Provincial, locul 2 pe București AS Maraton Extrem și locul 3 Provincial. Un porumbel drag mie, n-am vrut să mă despart de el, că e greu, nu pot, cu toate că ne încântă și banii, dar consider că e mai bine să am porumbelul în voliere. Un mascul ambițios, un mascul cu niște, să spun așa, puteri foarte, foarte mari, drept, să vă spun, la ultima etapă, care a fost una dintre cele mai grele, n-am putut să vin să-l anunț, a trebuit să iau doi băi să vină să-l anunțe, că n-aveam cum, tremuram tot. După ce l-am anunțat, a luat două, trei boabe, a băut apă, noi ne-am mutat jos să mai așteptăm și azi porumbei și el stătea în sputnic și stătea la soare. După 20 de ore de zbor sau cât zburase săracul, vă dați seama, o capacitate mare la efort. Eu aveam curaj să-l mai bag o dată. Făcea două zile pe drum și se recuperam două zile. Un porumbel care nu vreau să mă despart de el, un porumbel bun, ambițios, am avut încredere în el, a avut și un an ghinionist, 2022, care n-avem ce să... Dar toate la rândul lor intră la reproducție, cu toate că toți îmi spuneau să-l bag după 2021, nu. Eu l-am jucat și un porumbel frumos, o musculatură foarte bună. Arată cel mai bine dintre toți frații. Am avut mai mulți frați cu el. Ceilalți sunt mai topoare, așa, mai pe stilul porumbeilor domnul Svetcu. Dar el a ieșit ceva mult mai deosebit și fiind a treia serie, adică cel mai mic. Și de prima serie au fost buni și de a doua serie, dar el a fost mai ambițios și mai... Un porumbel de talie mijlocie spre... mare, spre mare, nu foarte mare, cu o aripă destul de puternică și ventilată, mătăsos, un ochi superb și porumbel care promite în voliere la mine să reproducă la fel de bine cum a fost el zburător. Vreau să vă mai prezint un porumbel 0258061, un porumbel foarte, foarte ambițios, tânăr, care pe anul ăsta a zburat două maratoare foarte grele, două Socolca, al doilea și al treilea. Le-a clasat pe amândouă, locul 1
pe București la maraton extrem și locul 2 provincial la maraton extrem. Un porumbel care ca și origini se leagă cu cel dinainte, tot porumbei cu ambiție de maraton. Să sperăm că și la anul va repeta ceea ce a făcut anul ăsta. După cum se vede, ultimele două au fost nearucate, un porumbel tardiv. La anul nu mai e tardiv. La anul trebuie să demonstreze în continuare dacă are valoare ca să intre la matcă peste 4 ani ca frate, semifratele lui. Da, ambiții. Să vină de două ori al treilea la mine pe volieră, un porumbel tânăr, e greu. E foarte greu și etape foarte, foarte grele. Mergem înainte. Lupta continuă. Aș vrea să vă mai prezint un porumbel. O speranță care l-am trecut de pui acolo pe stâlp și am spus că o să facă treabă. Porumbelul 571. 973 de 2021, care anul acesta a ieșit locul 3 AS extrem pe București și locul 4 provincial. Nu m-a dezamăgit, la un an de zile a fost și la un an, dar n-a clasat decât două din trei, dar anul ăsta a trebuit să demonstreze. Ca și ceilalți, sunt cam un neam, să vă spun așa. Cei doi dinainte sunt dintr-un porumbel de la Sfetcu, iar mama la unul este o fică din tripla campioană al lui Magirescu, iar la celălalt tânăr este o fică din femeia de fică din tripla, deci nepot. Iar ăsta este tot nepot din tripla campioană, cu Orion Jelema, cu Etienne Devos, porumbei amestecați, dar buni, care au demonstrat. Am aici o femelă de matcă, una dintre cele mai bune femele ale mele. Femela se trage din porumbei domnului Magirescu, este fică din tripla campioană cu Veldenu și mi-a reprodus nu bine, foarte bine. Deci marea majoritate ce ați văzut mai înainte de la porumbei de la zbor, ea e inculpata, este mamă, bunic, sper să vină și stră-nepoții, nu stră-bunicii. Da, am fost foarte inspirat atunci când am cumpărat-o, la prețuri mai accesibile, că acum nu mai putem să mai luăm, că au sărit porumbei buni, trebuie să dăm bani mulți. Da, este, v-am spus, de-n tripla campioană cu Veldenu. Am achiziționat în 2017, direct de la domnul Margirescu, 164-278-2017. V-am spus, mama la un campion, bunica la încă 2-3. Am și femele oprite de nea cu 3 masculi. Toate trei, făcute la rândul lor cu alți masculi, mi-au dat campioni. Adică, ce pot să mai zic? Un porumbel extraordinar. Și sunt porumbeii domnului Magirescu, mai înalt pe stern, pe carenă, un ochi deosebit, o aripă frumoasă. În primul an, dacă am fost plecat, am împerecheat-o cu altă femeie și n-am scos absolut nimic, dar am fost inspirat în 2019 când am scos ce trebuia și mai avem și acum. Mai avem. Aici am o altă porumbiță, este fică din femeia din tripla campioană, puțin consanguină, făcută cu un semifrate de-al ei, de la bunul meu prieten Dumitru Ionuț, dar pe Super Velden cu tripla, iar femeia mea Velden cu tripla. Aici am o femeluță puțin consanguină, făcută din doi frați, doi semifrați, și este mama la
locul 1 București Maraton Extrem Tineret și locul 2 Provincial. Are seria 008326 de 2021. O femeie fiind puțin consanguină, care nu, la mână nu prea mult ar fi exclus-o, dar eu știam ce poate să facă, pentru că v-am spus, nu neapărat că ne uităm că să aibă nu știu ce. Trebuie să mai ne uităm și în genetică să vedem. Când faci consanguin, nu poate să-ți dea perfect la mână. Dar am avut totuși inspirația să o opresc și iată că au venit și rezultatele. O satură foarte bună, o aripă la fel cum sunt ai celor de la domnul Maginescu, niște aripi, nu știu, de uliu cred că au, în foarte mari, foarte puternice, foarte bine și osatura și tot. E un pic deschisă și femelă, dar s-a acceptat la femeie. Un ochi deosebit, brun, maro spre brun și s-a dovedit a fi o reproducătoare foarte bună, deci nu m-am înșelat. Aici am altă femelă, tot din fica lui Tripla Campioană, dar de data asta cu altceva, cu Orion Jelema de la Gelu Bochin, care și asta la rândul ei a dat locul 3 pe București la AS Extrem și locul 4 Provincial, făcuți cu porumbei de Etienne de Vos, vechi porumbei de Etienne de Vos. Deci, femeia este de 2020, 70-81-43, tot mai înaltă pe stern. Ce pot să vă zic? Sper să reproducă toate la anul, la fel ca și anul ăsta, numai campion, dacă reușesc să scot o linie foarte bună. Bun porumbei, luptători, tot ce trebuie. Mulțumesc că am reușit să... Cred că trebuie să mulțumesc prima oară celor de la care am achiziționat și după aceea mie că am fost un pic inspirat și că toate au mers spre bine, să zic așa, cu linia asta de porumbei. Am reușit să, drept dovadă, o femelă făcută cu 3 masculi, 3 femele băgate la matcă, încrucișați cu altceva, 3 campioni. Adică și dân ea direct, fiu direct, alt campion. Porumbei care mor în aer, nu se lasă. Vreau să vă mai prezint aici încă o femelă, tot fiică din Tripla Campioană, din Magireasca, cum îi spun eu, cu un mascul de Velden, care se trage din porumbei cu Gelu Bochin, luați de frații Neagoe de la noi din zonă. O femelă care și ea nu prea am băgat-o în seamă, dar iată că atunci când mi-am dat seama că trebuie să reproduc din ce trebuie, a dat un mascul care a fost și este locul 2 pe București la Maraton Tineret și locul 8 Provincial. Deci o linie care, ce să zic, nu știu ce cuvinte să mai spun, dacă au reprodus cu ce am făcut, au dat porumbei super bun. Stai, frate. Au o vitalitate extraordinară, în primul rând, niște aripi, de exemplu, nici nu vrea să stea acum, că nu-i place la poză. Sunt marea majoritate cu ochii pe brun sau puțin galben, penaj mătăsos, încheieturi, una e mai așa, celelalte două sunt mult mai bine, dar se poate compensa, nu e asta o problemă foarte, foarte mare. Dar important e că dă ce trebuie. Asta e, indiferent. Sunt niște super reproducătoare pentru mine, și mama lor, și ele, și masculii, foarte buni zburători. Nu se lasă ușor. Să vă spun și seria. 57-22-72 de 2021. E un pic mai compactă, mai scurtuță față de celelalte sunt mai lungi.
aripi extraordinar la toate. Și la mama, și la fiice, și la taică-su, și la nepoți, și la tot. Aripi și o vitalitate foarte, foarte bună. Vreau să vă prezint aici și masculul care este baza crescătoriei mele. Da, un mascul care a reprodus foarte bine, atât cu magireasca, cum zic eu, cât și cu fiică din magireasca. A dat doi campioni și, așa cum a spus, masculul se trage de un... Bine, e cumpărat de la mine, de la Gelul Bochin, fără pedigreu, că nu mi-a trebuit, dar am avut încredere în el. Porumbelul se trage de la Sfet cu Eduard și este consanguin pe campioana dânsului, făcută cu un frate al ei. La mână nu e cine știe ce, dar reproduce foarte bine, un porumbel foarte bun reproducător, fiind și consanguin. O aripă extraordinară, foarte puternică, musculatură elastică, nu chiar atât de multă cum am vrea noi să fie, dar încheietură, osatură bună, un ochi foarte, foarte frumos, așa cum îmi place mie, pe galben sau brun, maron. Porumbelul 021 5193 de 2014. Sper și să îmi mai aducă satisfacții, să mai reproducă la fel și anul viitor, cu toate că o să fie bătrân la 10 ani, dar mergem înainte. Eu zic că n-a dat rateuri până acum deloc și e un porumbel foarte, foarte bun pentru mine. Adică putem să facem și cu bani puțini și cu bani mulți, în funcție de posibilități, să avem inspirație, să cumpărăm atunci când trebuie. Aici vreau să vă prezint un porumbel care și-a câștigat locul la matcă după multe etape de maraton. A și reprodus porumbei buni. Am și tineri care au 4 maratoane la un an. Am și cei care au făcut treabă, au fost, sunt și campioni. Porumbelul se trage din niște porumbei de la Gelul Bochin. O amestecătură, Wishnas, Vegan, Gelema, dar un porumbel ambițios și după 9 maratoane l-am retras la matcă. Porumbelul are seria 51, 81, 10 de 2017. Porumbelul ambițios, un ochi între puținii care e cu ochiul alb la mine, dar nu mai contează, poate să fie și verde, și albastru, și galben, și atunci când vine, porumbelul e cel mai frumos, așa cum arată, chiar dacă de multe ori ne le place, dar când face treabă, îi vedem cei mai frumoși.